De-a lungul anilor am trecut prin multe jocuri. Unele au fost bune, unele au fost rele, iar altele m-au făcut să mă dau cu capul de un perete până ce l-am uitat. Nu pentru că ar fi avut un gameplay slab sau grafică oribilă sau bug-uri sau alte lucruri de genul ăsta. Pe asta poți să le uiți și fără traumă cerebrală. Mă refer la povești. Jocuri ce au avut povești atât de tâmpite încât de la un anumit punct au devenit dureroase. Acest top este dedicat acelor povești. Top 7 cele mai tâmpite povești din jocuri. De menționat, pentru ca un joc să se califice pentru acest top, trebuie să fie jucabil. Poate chiar să aibă o caracteristică bună, deși nu este mereu valabil. În orice caz, să nu fie o bizarerie după Congregate. Mai sunt excluse jocuri ce au intenționat povești foarte ridicole, precum cele din seria Red Alert. De asemenea, nu glumeam în legătură cu peretele. Sunt convins că au fost jocuri cu povești atât de brutal de stupide încât subconștientul meu consumă foarte multă energie în fiecare secundă, încercând să le suprime memoria. Așa că dacă nu veți găsi în acest top jocuri despre care sunteți convinși că au povești excesiv de tâmpite, puteți fi siguri că au fost din cauza sistemului de autoapărare minții mele. Le puteți menționa în comentarii cu riscul de a-mi provoca o psihoză. Acestea fiind spuse, spoilers! Locul 7. Orice joc Need for Speed făcut de Black Box. Primele jocuri din seria Need for Speed nu prea aveau o poveste. Aveai o mașină, un drum și timp liber. Numai asta conta. După care Need for Speed 5 a schimbat situația. Te-a făcut un pilot de testare la Porsche. Era ok. După care a venit Black Box. Niciodată nu am reușit ca să-mi dau seama dacă încercau în mod activ să facă cele mai tâmpite povești cu putință sau pur și simplu au petrecut prea mult timp printre publicul țint al poveștilor jocurilor. Având în vedere că niciunul din jocuri nu l-a avut un rol principal pe Tim Curry, măcelărind al centru sesc sau unul românesc, pariez pe a doua posibilitate. Fiecare joc avea exact aceeași poveste cu exact aceleași personaje stereotipice trase la Xerox, dar cumva cu fiecare iterație deveneau din ce în ce mai irritante. La Carbon simțind chiar nevoia să dau cu pumnul în monitor de fiecare dată când cineva apărea pe ecran. Au fost povești despre tip ciumeci participând la curse underground atât de tâmpite încât prin comparație l-ar face pe Furioși Iute 3 să semene cu Bullet. Bullet fiind o sursă de inspirație pentru Driver și Furioși Iute fiind o serie foarte slabă de filme, dintre care Furioși Iute 3 a fost cel mai prost. Locul 6. Dead Rising 2. Cum poți să strici o poveste despre zombii atacând ceva? Adică zombii omoară lume, ce e atât de greu de realizat? Majoritatea personajelor au o singură replică, Brains. Dar Dead Rising 2 a reușit. Singurul motiv pentru care acest joc nu se termină înainte ca să înceapă ar fi că întreaga lume este populată numai de idioți, printre care se numără și scenariștii. Premisa jocului este că o adunătură de tâmpiți organizează o competiție la care câțiva oameni omoară zombies ce sunt ținuți în cuși pentru amuzamentul maselor. Lumea apoi se miră când zombies scapă și încep să omoare lume. Nu erau pregătiți pentru astfel de posibilitate? Au uitat că în jocul precedent un cărb de zombies a omorât foarte multă lume? Se credea un Shaun of the Dead la final? Cine știe? Și nu se termină cu primele 5 minute din joc. Întreaga poveste este lungită și întinsă până la rupere cu tot felul de personaje inutile care cer bani pentru a putea fi salvate sau psihopați care prin minune reușesc să nu fie atacați de fiecare zombie din zonă deși sunt ținte foarte zgomotoase. Mai tip ai de la Greenpeace care nu e în stare să facă o injecție așa că nu poți să faci vaccinul pentru Katie, reporterița aia care te ademenește în capcane foarte clar despre care aparent nu știa nimic, prezentatorul ăla care era clar evil și pasnicul care nu putea fi altceva în afară de personajul negativ din moment ce era singurul individ cu replici rămas din tot bunkerul. Inițial am crezut că povestea este intenționat făcută așa, dar la cum arată structura jocului în general, nu ai cum să faci de bună știință așa ceva intenționat decât dacă n-ai absolut nici o idee. Locul 5. Unreal Tournament 3. Era o vreme când povestea lui Unreal Tournament însemna că participai la un turneu și omorai tot ce se afla între tine și trofeu. Ce zile simple erau, când totul avea oarecum sens, când de povestea lui Unreal Tournament nu se ocupa un cretin. Asta s-a schimbat cu Unreal Tournament 3. Urmăriți-mă puțin. Într-un joc numit Unreal Tournament, nu Unreal, ci Unreal Tournament, joci rolul unui individ care nu participă la niciun turneu. În schimb, vrea să se răzbune pentru atacul asupra planetei sale. Scopul său este de a omori niște necris, numai că trebuie să facă asta după logica unei sesiuni de Unreal Tournament. Acolo unde nimeni nu moare. Un match de turneu se presupune că are loc într-o arenă specială, plină de tehnologie medicală ce le permite luptătorilor să nu moară. Nu are foarte mult sens, dar măcar mimează că ar avea. Când încerci să aplici aceeași logică unor lupte ce au loc în afara turneului, încep să apară tâmpenii. Cea mai mare fiind explicația reapariției inamicilor pe teren prin puterea mistică a unui... Sunteți gata? Field Lattice Generator. Un steag. Un steag! Asta transformă povestea foarte proastă de răzbunare cu personaje idiotice într-o tâmpenie colosală. Locul 4. Metal Gear Solid 2. Există jocuri care nu prea au poveste, ca Half-Life 1, dar care reușesc să aibă un narativ curat, interesant. Și există jocuri care au foarte multă poveste și totuși un narativ plin de găuri, confuz și foarte ciudat. Într-un cuvânt, tâmpit. Metal Gear Solid 2 este un astfel de joc. Hideo Kojima pur și simplu nu știe când să se oprească din scris. Am grămădit în joc o tonă metrică de dialog între personaje ce vorbesc despre absolut totul. De la cele mai deranjante chestii pe care ați putea vreodată să le aflați despre Otacon și Sorsa, la cum își decorează Raiden camera. Dar totuși nu afli nimic coerent despre poveste. Ai vampiri, ai roboți gigantici, ai un revolver Ocelot posedat de Liquid, ai o organizație secretă destul de tembel încât să construiască o instalație gigantică foarte scumpă și să orchestreze un atac asupra ei cu scopul de a crea un singur soldat priceput. Asta nu prea are sens pentru că Solid Snake nu a devenit
super soldat din cauza incidentului de la Shadow Moses, ci pentru că era clona lui Big Boss. Plus, la ce naiba le trebuie un soldat care să fie la fel de priceput ca Snake, dar mai emo, atunci când ai un Arsenal Gear și zeci de Metal Gear Ray, roboți gigantici amfibieni în stare să niveleze națiuni întregi? Povestea este pur și simplu tâmpită. Mai rău, nici măcar nu-l folosește pe Snake la potențialul său maxim. Locul 3. Fahrenheit. La început, Fahrenheit sau Indigo Prophecy, în funcție de cum preferați să-i spuneți, pare un shock-adventure destul de interesant și, să-i zicem, plauzibil. Controlezi un tip care este posedat de cineva și omoară pe un alt tip, după care încerci să afli ce s-a întâmplat exact și cine e responsabil, în timp ce, în paralel cu un alt personaj, încerci să dai de urma primului personaj să-l arestezi. Până la acest punct, e genial! De aici încep aberațiile. Se pare că, de fapt, e recontrolat de un preot aztec sau maiaște mărturicesc ce primește ordin de la o organizație guvernamentală secretă ce este formată, de fapt, de extraterestri. Aceștia poartă numele de clanul, era o culoare, mov parcă, și se luptă împotriva unui alt clan, galben sau portocaliu, sau roz, ce este format din internetul ce a prins viața prin anii 60 și se poate manifesta corporeal în realitate. Clanurile vor să controleze un copil care la un anumit moment trebuie să fie într-un loc special ca să nu crape lumea și personajul principal a fost în acel loc când era mic și capătă superputeri devenind Neo. Și fiecare boschetar din lume este de fapt membru al unei grupări care apar în lume de clanul și trebuie să continui pentru că simt nevoie să mă spânzur. Locul 2. Modern Warfare 2. Hai să analizăm. În secvența în oraș, în ce a fost creată doar pentru a face reclamă jocului, un agent CIA american îl asistă pe Makarov la măcelăritul de civili. La final este îmbușcat în cap de Makarov, lucru ce duce la un atac al forțelor rusești împotriva SUA. Cum știau rușii că acel om era un agent CIA? Cum știau că nu încerca să-l oprească pe Makarov, un terorist pe care și el căutau? De fapt, dacă de la finalul lui Modern Warfare 1 Zakai va deveni martir, de ce Makarov nu avea mai multă putere politică din moment ce a fost mâna lui dreaptă? Revenind, cum de rușii nu l-au putut plasa pe Makarov la locul scenei, dar americanii au putut să reconstruiască pe calculator un cartuș tras de acolo folosind imagini de la locul faptei, luate de camerele de supraveghere? Cum de reușit rușii să invadeze SUA cu soldați, tancuri și elicoptere într-o singură zi? Nu avea cum să mobilizeze atât de rapid, atâta forțe. De ce Price e viu într-un gulag rusesc? Nu avea ce să caute acolo. Sau dacă era acolo, nu avea cum să fie viu. Cum de reușește Price să lanseze o rachetă nucleară și să o facă să explodeze deasupra țintei în mai puțin de un minut? Ce vreau să facă Shepard și Makarov până la urmă? De ce Soap și Price nu s-au dus la SAS ca să explice situația și să ia întărire? Doar sunt britanici, nu americani. Nimic din jocul ăsta nu are sens. Toată povestea sa este o tâmpenie. Locul întâi și câștigător al titlului de joc cu cea mai tâmpită poveste, Final Fantasy 8. De unde să încep? A da, absolut nimic din acest joc nu are sens. Nimic, zero, zilci, zipo, nada, nicht, nicht, ezeres, apapa, chiturian, dim și nu mai știu alte limbi în care să spun nimic. Final Fantasy 7 avea câteva găuri mari în poveste, dar măcar semăna cu o poveste coerentă. 8, în schimb, este un amalgam de cuvinte trântite pe hârtie de un babuin. Încerc să găsesc un mod prin care să pot condensa în câteva cuvinte cât de tâmpită este povestea jocului. Dar e imposibil. O să încerc totuși. E despre un grup de puși trimis să captureze un președinte care e omor de o vrăjitoare pe care apoi trebuie să o asasineze, dar nu pot pentru că e mama lor adoptivă, dar nu știu asta și călătoresc în trecut prin vise unde află nimic relevant, descoperă că vrăjitoarea este de fapt controlată de o altă vrăjitoare din viitor și mai este una pe o stație orbitală care invocă toți moșii de pe lună și prin puterea prieteniei și a credinței reușește să învingă vrăjitoarea din viitor și se îndrăgostește și toți au amnezii se comportă permanent niște idioți. Dacă fraza precedentă nu are sens, puteți fi sigur că jocul are și mai puțin sens. Este o insultă față de orice înseamnă poveste într-un RPG. De fapt, față de orice înseamnă poveste indiferent de formă. Am scris povești foarte proaste, ce în comparație cu Final Fantasy 8 arată de parcă ar fi fost scrise de George R.R. Martin. Îmi este milă de cei care au încercat să-l termine. Creierul meu a cedat pe la sfârșitul primului disc. Asta s-o blochează amintirea restului jocului. În orice caz, mă bucur. Astfel se încheie acest top dedicat jocurilor cu cele mai tâmpite povești. Mențiuni speciale sunt acordate lui Resident Evil și dialogului său cretin, precum și seriei de jocuri Mario. Ai scăpat acum, dar data viitoare îți vin și ție de hack. De mine nu se scam niciodată. Mai auzi cu statorile? O să vă